În ziua de astăzi, nici SUV-urile nu mai sunt ce au fost. Adică, ați observat că SUV-ul e practic acum orice mașină care e un pic mai, nici nu pot să zic mare, nu știu, care are 2 cm în plus la gardă, la sol și tracțiune față și gata, ai SUV, ai SUV. Și mai de mult, parcă însemna altceva, adică hai să ne gândim la primul Touareg, aici avem al doilea, dar să ne gândim la primul care era o bestie și al doilea care, eu zic că e tot o bestie, al doilea facelift, în 2018, adus de băieții de la Webcar, care îți aduc orice mașină în cazul în care vrei să-ți cumpere o mașină. Și noi ce vrem să facem astăzi, îi să-i testăm un pic performanțele pe off-road, să vedem cât poate și ce poate, în cazul în care vi se pare cumva că n-are gardă la sol și că nu e un SUV adevărat, e doar din cauza că e pe perne de aer și l-am lăsat foarte jos și fiți atenți cât de sus se poate ridica. Trebuie să pornim motorul ca să-i ridicăm garda. Motor de 3.0 V6, 262 de cai și acum i-am dat să urce. Să vedeți încă ce mult urcă și poate să-și ridice garda, pentru că mai înainte era pe modul de încărcat, load, are un mod normal, are un mod de off-road, dar nu, eu acum i-am dat modul special off-road și încă așteptăm, încă așteptăm, dar deja vedem o distanță considerabilă, vedem cum se ridică bestia așa din pământ și se pregătește pentru probele la care vrem să o punem astăzi și eu zic că da, avem gardă destulă pentru o mașină care e făcută să fie bună și în oraș, dar bună și pe câmp. Și o să începem distracția cu o urcare, fain frumos, testăm abilitățile Touaregului de a urca. Ce-mi place e că atunci când pui mașina fain frumos de aici, de la butonul ăsta, din modul on-road pe modul off-road, automat se și activează hill descent controlul, nu avem momentan nevoie de el. Avem aici, uite aici, ne arată cât virează mașina. Bam, uite câte grade virează, acum de exemplu virăm 27 de grade, 28 de grade, ne arată orientarea, gen mergem est, nord, sud, vest și altitudinea. Poate astea două nu sunt așa de importante, că n-ai nevoie mereu să știi în ce direcție mergi, dar chestia asta să vezi cât virezi e foarte utilă pentru că știi, tu poți vizualiza în ce poziție sunt roțile și știi, a, ok, trebuie să mai virezi, trebuie să nu mai virezi, dacă ai o coborâre de aia nașpa la care te poți răsturna, poți fain frumos să-ți dai seama dacă mergi bine sau nu. Hai să o punem pe Ștefi sus acolo pe deluț să filmeze urcarea. Te consider eu că n-am nevoie de special off-road, ci doar de off-road la gardă la sol. Și nu vreau să fie super înaltă, vreau să fie normal de înaltă ca să pot urca, să poată suspensia să se adapteze, pentru că fiind pe perne de aer, ea poate să urce și să coboare ca să fie mereu pe drum. Hai că urcăm încetuț ca să-i dăm, să-i dăm mai greu. Așa, așa, așa. Bun, și acum ce o să fac? Acum mă opresc. Să-i dau și mai greu și plec frumos. Hai să vedem. Oh, n-are nici o treabă, nici o treabă. Uite, hai că mă mai opresc o dată. Deși sunt într-o crilație destul de mare, aș putea zice. Totuși are cauciucuri normale, n-are cauciucuri de off-road. Și din nou, pleacă, pleacă, pleacă fin, pleacă bine, simt că poate mult mai mult decât atât. În continuare, am ales așa o urcare care pare mai ușoară decât prima, dar roțile sunt la nivele diferite de înălțime, deci e o mică urcare, așa, în plan înclinat și aici avem nevoie de modul special off-road, avem nevoie de o gardă cât mai înaltă, vrem ca suspensia să lucreze cât mai bine și sunt foarte curios cum detectează mașina înclinația asta și ce o să facă. Hai să vedem! Cutia în drive, selectăm special off-road, ceea ce îmi ridică garda un pic mai în sus și în timp ce îmi ridică garda, eu pot să încep să mă deplasez deja. Senzorii trebuie dezactivați, că n-avem nevoie. Hai, hai, uite ce, pleacă un pic greu de pe loc, mi-i place nisipul de aici. Foi, oi, oi! V-am zis că o să fie cu provocare. Uite aici. Interesant. Interesant. Acum m-am și oprit un pic pe loc aici, ca să mă asigur că nu ating cu nimic. Uite-o cum lucrează acum încet, încet și sigur. Sincer să vă spun, îmi dă mici emoții.
dar simt că mașina poate să ducă, dar nu-i place enorm de mult, fiind așa mare, mai greu. Opa, opa, hai că merge, hai că merge. Hai, hai, hai. E clar o experiență pe care nu vreau să o repet foarte des, dar mamă, cum, uite cum suspensia se echilibrează în limita în care poate ea, încearcă ca mașina să-mi fie dreaptă mereu, să mă ajute la denivelări, ca să mă poată scoate din situația asta și din nou Touareguș demonstrează puterea și un pic și minusul datorită faptului că e foarte mare. Exact pe aici am fost și cu un Duster și Dusterul n-avea nevoie de atâta flexibilitate, că era mai îngust. Și asta e o situație interesantă în care trebuie să fii un profesionist dacă te regăsești în așa ceva. Nu sunt un profesionist, dar eu o să aplic puterea Touaregului și o să merg tot drept. Vum! Vum! Vum, vum, vum! Monstru! Monstru! Uite-l! Cum dansează. Încercăm să ieșim de aici, de pe o creastă. Se descurcă în orice situație. În continuare, am ales o coborâre. Nu-i grea, e coborârea pe care am urcat mai înainte, dar eu n-o să ating frâna, o să mă comport ca un șofer total amator care nu se pricepe la off-road și care zice, mai să coborâm pe aici și n-atinge frâna. Să vedem, mașina o ia razna sau nu ia razna, e foarte important ca mașinile, SUV-urile moderne să aibă un sistem de descent control, să frâneze ele în locul tău, pentru că tu dacă ești neexperimentat și prinzi viteză și începi să frânezi, poți să începi să derapezi, să mergi într-o parte, să nu știi cum să te joci, pentru că tu trebuie să fii mereu țintit în jos, altfel ușor te poți da peste cap la orice coborâre, așa că o să lăsăm mașina să facă treaba, eu nu mă accelerez, las de accelerație și nu pun piciorul pe frână, orice ar fi, vedem cât de bine lucrează Hill Descent Control-ul. Sunt în drive, bineînțeles mașina e cutie automată, e pusă pe modul off-road, am în bord, îmi apare cu verde Hill Descent Control-ul activ. Când mă uit în față și mă gândesc că trebuie să las de frână și să nu mai apăs pe ea, un pic înfricoșător, dar am încredere în Touareg că azi s-a descurcat foarte bine, am accelerat și las să meargă. Wow! Wow! Gândiți-vă că n-am picioarele pe frână, nu frânez! Wow! E incredibil cât de încet știe să meargă și cât de bine controlează, astfel încât să nu frâneze prea brusc și să înceapă să mă derapeze sau să alunece. Nu! Merge perfect! Lin în jos, deci m-aș putea da jos din mașină și să o las să meargă dacă n-ar trebui să virez. Deci ar merge, ar coborâ singură, uite-te, nu fac nimic. Deci poți să fii complet amator, Touareg în situația asta te salvează sau își face treaba așa cum ar trebui să-și facă orice SUV, părerea mea, că de-aia ți-ai SUV, să știi că într-o situație de genul ești acoperit, ești în siguranță. Și cu Touareg-ul, clar, n-am simțit nimic frică, numai înainte să încep. Pentru următoarea probă am pus Touareg-ul fain frumos în plan înclinat și l-am oprit și fiți atenți, pentru că aici jos avem iarbă care e alunecoasă, deci nu avem pământ să mai muște din aderență și ce vreau eu să fac, fain frumos, să urc la volan și să accelerez, să vedem dacă pot să plece de pe loc într-un plan, aș zice eu, destul de înclinat, destul de abrupt și cum, cât de bine lucrează sistemul, cum se învârt roțile. O să rog pe Ștefi să meargă doi pași mai încolo ca să vedem cum lucrează sistemul 4x4, să vedem toate cele patru roțile, cum cuplează, cum învârt. Punem fain frumos în drive. Dacă las de frână, mașina nu merge pe spate pentru că e inteligentă, mi-o ține să mă protejeze de o greșeală și încep și accelerez. Ușor, hai că mă mai opresc încă o dată. Ușor, hai să dăm un pic cu spatele, hai să dăm așa și să încercăm, uite, de aici, aici apare a fi cam cel mai nesimțit unghi. Ușor, ușor pleacă, deci nici nu se chinuie pe iarbă, pe iarbă un pic umedă, uite, acum, hai. Ușor, n-are nicio treabă, uitați, acum un pic se luptă. Dar las de accelerație și accelerez iar încetut și mașina merge ușor, ușor, frumos,
mă scoate de aici afară, dintr-o situație din care consider eu că un SUV normal nu s-ar descurca. Aici am reușit, pot să plec și să-mi fac treaba. Și trecem la testul meu preferat, care deși pare super simplu și îi super simplu, aici SUV-urile cu adevărat se chinuie, pentru că ce avem e o mică denivelare care e făcută să testeze cât de tare poți să joace axul mașinii tale, pentru că un off-roader adevărat trebuie să poată să meargă pe cele mai mari denivelări, nu numai pe drum drept și să urce urcări drepte. Aici e drept, nu avem urcare, dar totuși avem denivelare, așa că hai să vedem! Greu numai acum începe, când deja două roți sunt suspendate, stânga față și dreapta, încep să, hopa, să vedem cât de mult poate să lucreze. Așa, uite-l, acum Ștefi o să ne ajute și o să ne arate cum o roată în aer și cealaltă roată în aer din față, din dreapta, pentru că suntem într-o situație, eu aș zice, perfectă, în care testăm cât de mult, nu? Ștefi îmi face cu mâna că roata aia nu e în aer, ceea ce înseamnă că axul e destul de bun. Hai să... Acum, Ștefi? Incredibil, eu nu văd din interior, doar simt că am multă putere și aderență să plec oricând, dar majoritatea SUV-urilor aici au treabă, pentru că rămân cu două roți suspendate în aer. Se pare că Touaregul are o flexibilitate a axului foarte bună. Așa. Avem ambele roți pe pământ, Ștefi? Pe față? Incredibil, de obicei la testul ăsta, roțile din față, una rămânea suspendată, înseamnă că Touaregul e destul de flexibil, știe să lucreze astfel încât să fie mereu cu roțile pe pământ. Deci eu e o mașină cu roțile pe pământ. Eu trebuie să mă dau jos ca să cred chestia asta. Ai, hai să ne dăm jos să vedem. E incredibil cum roata asta e încă pe pământ, asta datorită faptului că are o gardă la sol înaltă și datorită faptului că perna poate să coboare destul de mult. După cum vă ziceam, aici, și o să pun pe ecran, majoritatea SUV-urilor exact în locul ăsta rămân cu roata asta suspendată și atunci ai o roată în aer aici, o roată în aer în spate, că în spate n-ai ce să-i faci. Hai să arătăm și pe aia din spate și bam, ești aproape blocat. Aici ai o diferență, aș putea spune. Dar Touaregul a stat cu 3 roți pe pământ mereu în tot timpul testului și sincer, e primul SUV care face chestia asta la mine pe canal. De obicei la mine pe canal SUV-urile aici se chinuie grav și Touaregul a fost fantastic, nu-mi vine să cred. Astea au fost probele mele cu Touaregul și dacă vi se pare că îl laud prea mult, să știți că îmi place mașina, no. Îs român, e un fel de Passat, dar înălțat și de off-road și n-are cum să nu-ți placă. Nu uitați de cei de la Webcar și să vă spun o chestie foarte tare. Touareg înseamnă oameni liberi, gen oameni liberi care pot să exploreze, pentru că vine de la un trib din care trăiește în deșertul Sahara și ea sunt liberă, ea se tot plimbă, migrează și de acolo Volkswagen și-o inspira numele pentru Touareg, care înseamnă om liber, ceea ce eu zice că e un nume destul de frumos, e o mașină destul de frumoasă, V6 TDI, 262 de cai, 3.0 diesel, 4x4 de la bun, din câte se vede în filmare. Eu am fost Andrei, dați-vă și voi cu părerea în comentarii, mă puteți contrazice sau puteți să ziceți, bă Andrei, da, Touaregul e bun pe off-road, vreau să aud povești direct de la voi și ne vedem la următorul. Salut!